Seara trecută, Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de o femeie în vârstă de 46 de ani cu privire la faptul că la data de 21 noiembrie, un tânăr în vârstă de 20 de ani i-a trimis fiicei sale minore, prin intermediul rețelelor de socializare, mai multe mesaje cu conotație sexuală, propunându-i acesteia să se întâlnească la locuința sa. În codul penal, hărțuirea este definită ca fapta celui care, în mod repetat, urmărește fără drept sau fără un interes legitim o persoană, ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere. Cu ocazia audierii minorei, aceasta a continuat să primească mesaje, iar sub supravegherea polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale a dat curs întâlnirii, tânărul fiind surprins în flagrant delict și condus la sediul unității de poliție. Seara trecută, Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de o femeie de 46 de ani din municipiu cu privire la faptul că la data de 21 noiembrie anul curent, un tânăr de 20 de ani i-a trimis fiicei sale minore prin intermediul unei rețele de socializare mai multe mesaje cu conotație sexuală explicită, propunându-i să se întâlnească la locuința sa. Cu ocazia audierii minorei, aceasta a continuat să primească mesaje, iar sub supravegherea polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale a dat curs întâlnirii, tânărul fiind surprins în flagrant delict și condus la sediul unității de poliție. Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale, urmând ca astăzi să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin, cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. Cazul însă nu este singular. Multe femei au în inbox, pe lângă mesajele standard de la străini din afara țării, poze indecente, necerute și bărbați insistenți care nu se opresc când văd că nu răspund. Probabil că nu a scăpat nicio femeie cu acces la internet de tipul ăsta de hărțuire.